Vă mulțumesc, bună seara. Aș dori să vă comunic faptul că în această seară, conform prevederilor constituționale, mi-a fost încredințat de către președintele țării un mandat de a încerca să formăm un nou guvern care să obțină în Parlament, în cel mai scurt timp posibil, votul de investitură pentru lista guvernului și pentru programul de guvernare. Este un moment special în viața noastră politică și înțeleg, alături de colegii din Uniunea Social-Liberală, să accept acest mandat și să încerc să-l duc la îndeplinire cu toate puterile până la momentul alegerilor. De asemenea, aș dori să spun în doar câteva cuvinte faptul că mă bazez în acest efort, așa cum am spus, în special pe Uniunea Social-Liberală și pe toate ceilalți parlamentari care eventual vor înțelege și vor considera util susținerea unui asemenea guvern cu un mandat într-adevăr limitat până la alegerile parlamentare. Este un moment în care responsabilitatea care trebuie să-i revină fiecărui om politic trebuie să funcționeze și voi încerca să formez un guvern și să asigur o guvernare până la alegeri care să redea românilor speranța că în România lucrurile se îndreaptă în direcția bună, în direcția pe care și-o doresc cu toți. Voi prezenta în cel mai scurt timp și program de guvernare și lista cabinetului și, evident, ne vom prezenta în fața Parlamentului pentru votul constituțional. Vă mulțumesc! Prim-ministru, vă doresc mult succes! Mulțumesc!